Klaus Iohannis va returna cei 25.000 de euro obținuți din închirierea casei din centrul Sibiului. Președintele României a pierdut definitiv dreptul de proprietate asupra imobilului. După un proces care a durat mai bine de 16 ani, cuplul prezidențial a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului din Sibiu, unde funcționează sediul unei bănci. Deși dispune de un termen de 15 zile pentru a contesta decizia de radiere a dreptului de proprietate, președintele a transmis că va respecta pe deplin hotărârea justiției și va returna sumele care i-au fost virate. Casa închiriată îi aducea lui Klaus Iohannis 5.000 de euro pe lună, așa că pentru cele 5 luni scurse de la pronunțarea definitivă a sentinței, președintele trebuie să înapoieze 25.000 de euro.